Cu garajele, spuneați că demolație încălcării pe spațiu public. Vor fi date jos și garajele, dintre de bloc și... Am cerut o situație... Zona pare sunt numeroase garajele. Am cerut o situație a tuturor garajelor de municipiu Pașcani. Cele cu autorizații, cele fără autorizații și cele de pe spațiu public. Sunt așa de multe, am zis că e vorba de ordinul sutelor, e foarte greu, ori nu au evidența, ori o fac mai greu, ori le adună mai greu. Săptămâna viitoare am termen să mi se aducă aceste garaje. Și vom verifica fiecare caz în parte. Repet, am să vă dau un exemplu, uitați-vă voi în jur, sunt anumite extinderi de spațiu, de spații pe spațiu public, dar nu deranjează. Unde? Vă dau la mine, la Răuț, unde repară televizoarele. Are porțiunea aceea care e făcută. E pe spațiu public. Nu deranjează pe nimeni, nu ia lumina la baie, nu ia baie lumina la scară, nu mi-e prieten Răuț, n-am nicio problemă. E un caz care trebuie analizat, omul cheltuit bani, investit. Dar nu pot să accept clădirea de la semafoare. Deci clădirea de la semafoare mă cheamă primarul Crăciunescu de 2 săptămâni, aia se demolează. De bună voie ei ca să-și ia lucrurile sau mergem noi cu echipa și rezolvăm problema. Asemenea lucruri nu mai acceptăm în oraș. Da, domnule, vă spun un curcă nici aici, în partea exact. Eu am discutat despre un caz în care v-am spus că putem fi tolerați. Adică, deci am spus următorul lucru. Unii farmacia Gamma Farm și unii domnul Răuț de acolo. Sunt două lucruri care sunt utile, sunt necesare, fără să afecteze nici peisajul, nici... eu știu, circulația pietonilor. Vă dau un exemplu. Nu încercați să speculați subiectul. Spune așa, vom aplica legea, dar în același timp vom analiza fiecare caz în parte pentru ca să găsim soluția cea mai optimă. În completarea, în completarea întrebărilor colegilor mei. Da. Concesiunile au fost făcute prin hotărâri de consiliu. Da. Au autorizații de construcție. Au autorizații de construcție, în marea lor majoritate. Foarte multe construcții sunt pe domeniul public. Probabil și garajul dumneavoastră e făcut pe domeniul public. Cum să anulați acele acte administrative? Problema, toate sunt, toate concesiunile sunt pe spațiu public sau din spațiu public sau din spațiile primăriei, corect cu dumneavoastră. Eu vă repet, de acele construcții care sfidează, care sfidează cetățeanul. Deci nu are nicio legătură, pentru că n-a fost un regulament domnul Cojoca, eu v-am spus ce voi face, vreau să interpretați cum vreți. Eu v-am dat un exemplu. Construcția de la semafoare din centrul municipiului Pașcani va fi demolată conform legii 50, articolul 33. Pentru că este, noi trebuie să lărgim strada acolo, trebuie să facem mai larg, să facem două sensuri, să vedem orașul cum trebuie. Dumneavoastră interpretați cum doriți cazul. Și va face în altă parte? Dacă va cere în altă parte și... vom avea de unde să uităm, îi vom da. Dispoziția de întrerupere este legală sau nu? Este dispoziție a primarului. Da, este legal. Da, este, primarul poate suspenda autorizația de construcție în momentul în care se ocupă, de exemplu, cazul de dimineață pe esplanadă. Nu e de competența instanței? Și cel care a dat autorizația atunci nu va răspunde? Până la urmă? Deci, deocamdată, eu n-am mai permis să se construiască pe spațiu public. Vom vedea următorii pași. Dacă sunt nemulțumiți de decizia noastră, ne vor da în judecată, instanța va hotărâ și vom stabili acest lucru. Altă întrebare. Pe spanat, ați mai spus lucrurile. N-am spus nimic altceva. V-am spus următorul lucru. Că acele construcții pe stațiu public, și mă refer la trotuare, la cele care împiedică accesul pietonilor, acelea vor fi demolate și aici, oamenii vor intra în legalitate. Intră și porțiunile de trotuar care sunt folosite. Alt subiect.